Au fost reluate lucrările pentru extinderea rețelelor de gaz metan în Burdujeni Sat. Declarația îi aparține primarului Sucevei, Ion Lungu. S-a turnat platforma betonată pentru stația de presiune medie care va fi amplasată lângă primăria din Burdujeni. Deci așa cum merg lucrurile, am avut discuții, v-am spus, cu domnul Jurables de la TES Prima să asigure cât mai multă forță de muncă. Am dat convingerea că în acest an vom ajunge cu gazul în Burdujeni Sat la modul efectiv. Vom aprinde, mă rog, se vor aprinde aragaze, sobe sau ce mai au oamenii pe acolo. Deci suntem în grafic, sigur că și eu îmi doresc să terminăm cât mai repede. Proiectul este pe 3 ani de zile, suntem în al doilea an de proiect, dar în acest an eu sunt optimist că vom ajunge efectiv cu gazul metan în Burdujeni Sat. Noi estimăm cam două luni de zile să finalizăm toate aceste lucrări de montare a magistralei, de montare a stației de presiune redusă și de acolo să acordăm o serie de străzi, cele 11 străzi care deja au tras gazul metan pe ele. Sigur, intră ca prioritate la tras gazul metan stată căptan Grigore Andrei, pe care, așa cum se știe, bine construită autobaza, să facem lucrările acum cât nu este dată autobaza în funcțiune, în măsura în care se dă autobaza și numai acolo, căptan Grigore Andrei, pe de o parte și strada Vasile Pârvan, care la fel este prins în proiect european, este un capăt de linie acolo pe divizia electrică și la fel are prioritate pentru extinderea conductei de gaz metan. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că au fost reluate lucrările pentru extinderea rețelelor de gaz metan în cartierul Sucevean Burdujeni Sat. Se lucrează la prelungirea magistralei de gaz metan din zona Eric până la sediul primăriei din cartierul Burdujeni. De asemenea, s-a turnat platforma pentru stația de presiune redusă care va fi montată săptămâna viitoare în apropierea primăriei din Burdujeni.